Frate, un flam. Salutare tuturor, ne aflăm din nou pe marginea lacului, de această dată la un concurs organizat de lacul Ioannis, Cupa 9. Fac parte din echipa Seduction Baits, împreună cu Mădălin Cralic și Mădălin Danciu. După tragerea la sorți, ne-am așezat pe stand, standul 9, în dreapta noastră vecin The One, în stânga Two Brothers Sip Carp. Cupa 9, standul 9. Cupa 9, standul 9, locul 1. Pavo, Scar Team. Se da, și în bezi de prezent. Unchiul. Danciu, de frate, ce faci aici? Și la peșină. Hai, mă. Hai, mă. Lasă așa. Star concurs, Cupa 9. Hai, băieți! Să avem succes! Prima lansare, 160-170 de metri. We'll be right back.
La mulți ani cu sănătate, să-ți dea Domnul tot ce dorești, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiești. Hai cu 25, Mădălin, la mulți ani, frate. Da, să-i pune să topăm băieți. Suntem după două zile de concurs, am reușit să punem pe saltea trei crapi, suntem pe locul 3 la, suntem pe locul 3 pe sector, sectorul B, cel mai bun sector cu echipele favorite din Serbia. Din păcate pești nu prea răspund, dar continuăm să nădim și sperăm să avem mai multe rezultate în zilele următoare. Красиво. Стань микрофон. Море я надо держу. Ну то море гасает, не стоит. Держи на то. Suntem aproape de finalul concursului. Din păcate, am reușit să capturăm doar 4 pești, cu un total de 50 de kilograme 800. Suntem pe locul 6 pe sector. Îi felicităm pe organizator, Lacul Ioannis. În acest concurs a capturat și recordul bății, 32 de kilograme 250. Felicităm echipele din Serbia care s-au comportat extraordinar la această competiție. Noi, din păcate, având experiență mai puțină în concursuri, atât am putut face. Sperăm ca la celelalte concursuri să ne comportăm mai bine. Îi mulțumim pe această cale lui Aurelian Seduction Base pentru această sponsorizare și invitația de a participa la acest concurs. Vă mulțumim pentru vizionare, pace bună! Tuturor echipelor pentru devotamentul arătat față de pescuit, că nu ați renunțat, cât că a fost un concurs extrem de greu și peștele nu că s-a pornit greu, nu s-a pornit, adică ați luptat cu fiecare pește. Ați sperat și ați dus lupta până la final, chiar dacă nu neapărat ați fi avut șanse la podium. Deci felicitări tuturor! Bun.
să începem și cu clasamentele pentru prima dată. Card Pro Serbia. Întâmplător sau nu, au câștigat 3 concursuri din 4 aici la Iannis anul ăsta. Interzic.